până astăzi de acolo. Aș vrea să-l rog pe domnul președinte Balașević să-mi descrie un pic situația din punct de vedere politic și cum ar dori, din punct de vedere politic, dacă vreți, un sprijin al României pentru comunitatea românească din Cluj. Vă rog, domnul președinte. Da, mulțumesc. Bună ziua. Așa cum a spus părintele Bojan Alexandrovici, încă nu putem să ne bucurăm de lucruri de care se bucură toate minoritățile din Serbia, așa și cum se bucură frații noștri din Banatul sârbesc. Cum știți, în Serbia sunt două comunități de români, cei din Banat, de la Vârșeț, au toate drepturile, învață școală, au slujbă în biserică, au mass media. Noi, din păcate, încă ne luptăm să obținem ceea ce au frații noștri. Din păcate, lucrurile nu merg bine și dacă ne uităm după, să zicem, după căderea regimului comunist, politica externă a României a fost cam timidă față de românii din Serbia. În ultimii ani lucrurile se schimbă, din ce în ce mai mult se vorbește despre problema românilor din Serbia, de răsărit din Timok. Politicienii români, de fiecare dată când vin în Serbia, deschid problema noastră, dar, din păcate, nimic nu s-a rezolvat. Chiar și în primăvară, România, la un moment dat, a vrut chiar să blocheze negocierile cu Serbia pentru Uniunea Europeană legate de problema noastră. S-a semnat și un protocol la Bruxelles în luna martie, dar noi n-am văzut nicio roadă din acest protocol care a fost semnat între Serbia și România. Multe promisiuni sunt, dar puțin s-a făcut. Situația este atât de grea pentru că dacă nu se va reuși în curând să se introducă limba română la școală, din ce în ce se va pierde limba română. Este un miracol că românii de acolo a păstrat cultura, tradiția și limba fără școală, fără biserică. Dar, eu zic, în secolul 21, în epoca limbii engleze, calculatorilor, este pericol mare să piardă această comunitate de români, atât de aproape de România, dar o perioadă lungă de timp uitată de România. Eu zic că România face, dar poate să facă și mai mult pentru această comunitate. Poate și problemele care are România la ora actuală, problemele economice, criza care este, poate este o problemă și poate din cauza asta România nu poate să facă mai mult decât noi, dar eu zic că pe planul politic se poate face mai mult, pentru că Serbia este pe un drum spre Uniunea Europeană, este un drum unde trebuie să se respecte niște reguli pe care toate țările care au intrat în Uniunea Europeană le-a respectat și le respectă. Serbia se pare că trebuie să mai rezolvă problema asta cu minoritățile. Știți că Serbia are greutate legată de Kosovo și problema cu sudul Serbiei, dar asta nu înseamnă că problema noastră trebuie neglijată și trebuie lăsată la o parte. Eu zic că așa cum avem niște promisiuni, România trebuie să rămână fermă legată de problema comunității noastre din Serbia de răsărit și, așa cum a zis domnul Popescu, diplomații de la Belgrad trebuie să facă eforturi mai mari legate de noi, pentru că pentru noi, într-adevăr, este un sprijin mare când vine ambasadorul sau consulul sau alți diplomați români în zona noastră, pentru că nu e numai problema la Belgrad cu autoritățile belgradene, este problema și la nivel local. Chiar poate acolo este problema mai mare, unde autoritățile locale chiar uneori nu respectă și legile și Constituția Serbiei legate de noi. Așa că, pe planul politic, ne așteptăm la un sprijin mai mare decât ce a fost până acum, pentru că noi singuri, din păcate, nu putem
să rezolvăm problema asta fără un lobby puternic din partea României. Noi nu putem să ne așteptăm la alte instituții. Noi de fiecare dată când avem o problemă, atât înștiințăm autoritățile de la București, atât pe cele de la Strasbourg sau de la Bruxelles, dar totuși așteptăm că primele reacții se vină din partea României și după aceea de la alte forumuri și instituții europene. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Una